Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Pești, astăzi vom face Pești pentru săptămâna 22-28 ianuarie. Și haideți să vedem, dragilor, ce vine către voi în această săptămână și ce să faceți cu tot ce vine către voi, ce vă ghidează aceste cărți. Goblinș și intenție, se naște acum ceva nou, solitudine, renunțarea la lucruri toxice, vă doriți fericirea, spiritul locului și culmile fericirii. La capătul setului de cărți aveți compasul. Dragii mei pești, este timpul pentru reinventarea voastră, este momentul, este măsurarea corectă a tot ceea ce ați trăit până acum, iar acum este momentul să plămădiți ceva nou, să vă puneți intenții noi, să lăsați în urmă tot ce a fost fals, tot ce a fost trist și să mergeți către culmile fericirii. Aici este posibil să vă mutați în casă nouă, este posibil să vă creați un spațiu al vostru în casă, acolo unde locuiți voi, vă retrageți, meditați și vă reinventați. În această săptămână este o săptămână meditativă, o săptămână în care trebuie să vă gândiți ce vă doriți voi cu adevărat. Este timpul ca acele lucruri să începeți să le materializați. Este momentul divin. Această carte vă spune acest lucru. Aici este scânteie. Se naște o muzică divină, se naște o nouă idee, o îndrăgostire, o apariție a unei persoane care să vă scoată din această meditație, din această solitudine. E bine, aici vă reinventați, aici conștientizați tot ce nu vă mai aduce fericire, tot ce nu vă mai trebuie, toate aceste falsități pe care le-ați trăit și cărora le-ați făcut față, cărora le-ați rezistat, le lăsați în urmă în această săptămână și plecați mai departe. Nu vă alungă nimeni, dar vă doriți ceva mult mai bun pentru viața voastră și începeți să vă puneți intenții noi. Începeți să croiți un nou plan, o nouă strategie, pentru că de aici se naște ceva nou, un nou ciclu, o nouă eră a vieții voastre, cu intenții noi, cu lucruri pe care voi vi le doriți, conștienți fiind de tot ce sunteți voi. Haideți să vedem și din tarot. Pești 22-28. Aici voi mergeți către fericire. Lăsați în urmă falsități și vă îndreptați către o perioadă bună a vieții voastre. Începe o nouă etapă a vieții voastre. Pajul de bâte, vă mutați dacă vă doriți acest lucru, vă schimbați cariera, jobul, eremitul, 7 de monede, regina de bâte, 8 de monede și nebunul. La capătul setului de cărți aveți 9 de spade. Ați stat aici mult și v-ați gândit, poate ați fost într-un blocaj aici, 9 de spade sunt gânduri care vă sabotează, sunt frici, sunt lucruri care nu vă aduc beneficii, dar care se închid, pentru că aici aveți lumea. Se închid aceste frici, se termină cu ele, se disipă. Voi mergeți către o victorie, către un succes. Aici puteți să vă mutați într-o altă țară, puteți să faceți niște demersuri pentru niște acte. Pajul de bâte deblochează aici planul iubirii. Poate veni în viața voastră o fecioară sau o persoană în zodie de foc, leu, berbec sau săgetător. Aici veți fi într-o energie de foc în această săptămână. Veți ști cum să faceți. Poate sunteți doamne, domni care cochetați și cu cărțile de tarot. Poate sunteți persoane creative care vreți să vă reinventați în această săptămână.
aici puteți, veți munci în acest sens. Ultima carte din citire este Cartea Nebunului. Plecați la drum și plecați fără niciun fel de bagaj din trecut, într-o nouă etapă a vieții voastre. Este o săptămână liniștită, o săptămână bună de introspecție, de lăsare în urmă a gândurilor, a fricilor, a gândurilor negre, a fricilor și a temerilor. Începeți să vă asumați propria voastră viață. Totul va fi un succes, totul va fi dus într-un punct în care să plantați semințe noi. Voi aici aveți noi intenții pe care trebuie să vi le puneți acum în univers. Să plantați semințe noi ca apoi să vă bucurați de culegerea roadelor, să le hidratați, să le hrăniți și să vă bucurați de ele. Începe o nouă eră. Poate fi în iubire, poate fi în carieră, poate fi pe cont propriu, să vă rupeți de un serviciu care poate nu vă mai aduce satisfacții și să munciți pentru voi aici. Pentru început va fi destul de lent procesul, dar după veți avea un mare succes. Veți avea o satisfacție a lucrului făcut de voi. Aici ați trăit o tristețe, toate corăbiile vi s-au înnecat la un moment dat, o durere mare, un 10 de spade care s-a încheiat și care v-a adus pe acel drum în care să simțiți orice beneficiu din viața voastră. Voi aici vă bucurați de orice mică reușită pe care voi o aveți și bine faceți, dragilor, pentru că viața aceasta este făcută din pași mărunți, este făcută din lucruri mărunte pe care noi trebuie să le, cărora noi trebuie să le acordăm importanță, pentru că aceste lucruri mărunte pe care noi le reușim ne fac viața mai frumoasă. Aici sunteți persoane bune, benefice, puteți demara o afacere. Peștii își pot deschide o firmă, pot lucra ceva ce și-au dorit de mult, pot merge într-un loc nou, totul va fi încununat de succes. Ați stat, ați făcut introspecție, ați făcut analiză, ați măsurat de mai multe ori, aici aveți compasul. Compasul vă spune că ați măsurat corect și că acum este timpul divin să demarați toate aceste lucruri. Toate vor fi încununate de succes. Eremitul este ghidat corect de o lumină interioară și de o lumină divină. Veți ști cum să acționați. Cum am spus, poate veni o persoană în zodie de foc sau o fecioară în viața voastră, alături de care să mergeți la drum în acest nou proiect. Sau poate fi o persoană tot în pești. Haideți să vedem și de aici niște cărți. Peștii au o săptămână liniștită, în care își pun intenții noi, în care vreți aici să faceți multe lucruri. În primul rând, scăpați de aceste gânduri negre, de aceste nopți nedormite și de aceste lucruri de joasă vibrație, de frici. Aici renunțați la frici și vă luați puterea înapoi. Haideți să vedem. Pentru că regina de bâte este curajoasă, este creativă, este puternică, știe ce își dorește și face ca lucrurile să se întâmple. Trezire. Sunteți treziți, dragilor. Sunteți creativi. Voi aici demarați un proiect nou și mergeți cu valul. Aici mergeți în direcția potrivită. Vă îndreptați către acel lucru, acel ceva, acea persoană la care voi ați visat. Lumea aduce o deschidere, un nou ciclu al vieții voastre, un succes măreț. Aici veți fi persoane care veți fi lăudate, veți fi apreciate, veți fi validate de cei din jurul vostru, pentru că sunteți persoane bune, creative și benefice. Bucuria vine în viața voastră. Simțiți-vă, dragilor, bucuria de a trăi din lucruri mărunte și frumoase, lucruri benefice care vin acum către voi și pe care voi le faceți. Poate sunt niște lucruri la care voi visați de mult timp, dar care pentru voi contează foarte mult. Aici vi se împlinesc niște
visuri de ale voastre, niște planuri vă ies, demarați un nou proiect, puteți începe o nouă carieră, o nouă afacere, puteți intra într-o nouă relație. Poate fi o relație la distanță care începe acum între voi și o persoană. Poate fi venirea unei persoane de departe sau să mergeți voi către această persoană. Poate fi o mutare aici de loc. Vă mutați, vă duceți în altă parte. Orice ar fi, vă va aduce bucurie. Deciziile pe care le veți lua în această săptămână vor fi încununate de succes. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!